În premieră, în Republica Moldova, astăzi este sărbătorită Ziua Națională a Culturii. Totodată, astăzi este marcată Ziua Națională a Marelui Poet Mihai Eminescu. În încercare să aflăm cum este sărbătorită Ziua Națională a Culturii în Glodeni, șeful Serviciului Cultură Glodeni a refuzat să ne ofere informație. Mai multe detalii aflați în reportajul realizat de colegii mei. Astăzi, în Republica Moldova, în premieră, este marcată Ziua Națională a Culturii. Echipa TV Prima a încercat să afle mai multe detalii despre evenimentele organizate de la șeful Serviciului Cultură Glodeni, însă fără succes. Veceslav Barat a refuzat să ne ofere informații referitor la subiectul dat, supărat fiind pe echipa TV Prim, care a realizat un reportaj despre noua achiziție a Serviciului de Cultură Glodeni, o mașină de circa 160.000 lei. Cu toate acestea, glodenii își doresc ca această zi să fie marcată prin manifestații culturale. Eu mă gândesc că această zi ar fi mai sintestați prin concerte. Я думаю, если день культуры, во-первых, я впервые сегодня слышу за этот день, и культурно какие-то мероприятия для молодежи, то есть концерт, может, чтобы дальше развивать нашу культуру в своих рамках. Как ты оцениваешь работу вот нашего Дома культуры? Ну, если честно, я бы оценивала по 10-бальной системе, то есть 7-8. Для нашей молодежи нету занятий, нету интереса, то есть не заинтересована, нечем занять их. Ziua culturii în Moldova ar trebui sărbătorită prin diferite obiceiuri care de ziua culturii se fac. Ну да, как какой-то концерт, чтобы организовали в Глодянах здесь перед Домом культуры. Încercarea de a afla ce acțiuni culturale vor fi petrecute la Glodeni de Ziua Națională a Culturii a eșuat, deoarece directorul Centrului de Cultură Glodeni se află în concediu de boală, iar șeful secției de cultură a refuzat să ne dea interviu. Menționăm că în acest an, pentru prima dată în Republica Moldova, va fi sărbătorită Ziua Națională a Culturii. Evenimentul organizat în ziua de naștere al lui Mihai Eminescu include o serie de manifestații organizate în țară, dar nu și în raionul Glodeni.